să scriu o poveste așa cum mi-a povestit-o cineva care o auzise de la tatăl său, care de asemenea o auzise de la părintele său, astfel încât urcând din generație în generație, timp de mai bine de 300 de ani, părinții au împărtășit-o copiilor și au păstrat-o neatinsă. Poate să fie adevărată, după cum poate fi numai o poveste. Totul poate că s-a întâmplat, sau poate că nu, dar hotărât este că s-ar fi putut întâmpla. Aceea de toamnă, din al doilea sfert al veacului al XVI-lea, vechea cetate a Londrei primea în sunet de clopote și în ralele mulțimei pe mult așteptatul moștenitor al tronului Engleterii. Era o minune să vezi în timpul zilei steagurile de purpură cu lei aurii care fluturau la toate balcoanele și cortegiile impresionante care se îndreptau înspre palat. Noaptea, la fiecare răspântie de drum, izbucneau focuri de artificii în jurul cărora dănțuiau cete voioase de oameni. În toată Inglitera nu se vorbea decât despre noul născut, Edward Tudor, prinț de Wales. Dumnezeu a binecuvântat Inglitera, dăruindu-ne nouă și poporul nostru un moștenitor. Trăiască Edward Tudor, prinț de Wales! Aceea zi, într-o căsuță sărăcăcioasă dintr-un cartier mărginaș al Londrei, pe o uliță din Mahalaua Maidanului, se năștea Tom Kennedy, al treilea copil al unei familii de cerșetori. Despre nașterea lui Tom Kennedy nu se vorbea nicăieri. Pentru părinții lui, ivirea pe lumea unui copil nu aducea decât încurcături. Asta ne mai lipsea nouă. Încă o gură în plus de hrănit. Mai bine îl sugrăm cu mâinile mele decât să fur și pentru ea. Edward și Tom, două destine, două drumuri de viață, unul care duce la tronul Angliei, celălalt sub podurile Tamisei. Două drumuri sortite să nu se întâlnească niciodată. Totuși, peste 12 ani, într-o însorită dimineață de primăvară, mulțimea se îngrămădea la porțile palatului să-l vadă pe prințul Edward, care își făcea obișnuita plimbare prin parc.
oamenii aceia care s-au adunat la porți. E mulțimea, înălțimea voastră. Mulțimea care vrea să vă admire. Să ne îndepărtăm, alteță. Admirația mulțimii e uneori periculoasă pentru prinți. Nu, nu. Vreau să văd mai bine. Hai să ne apropiem. Liniștiți-vă! Părăți-vă de zor! A ieșit în grădină prințul moștenitor! Mai îndrăzneț decât toți ceilalți, îmboldit de o curiozitate de nestăpânit, un băiețel îmbrăcat în zdrențe se strecură purtat de valurile mulțimii pe sub picioarele halebardierilor și ajunse până la porțile palatului. Opriți copilul! Nu lăsați! Lăsați! Plecați-l în fiare! Puneți mâna pe voinic! Cărbedeul ăsta mic! Aruncați-l în temniță la răcoare! Apucă-l! Nu lăsați! Nu scapă el! Acu' e în mâna mea! Lord Hereford, ce se întâmplă la porți? Pe cine au prins halebardieri? Ia uite, un băiețaș. Un băiețaș blond ca și mine. De ce l-am îmbrâncesc? Să nu-l bată. Să fie lăsat în palat. Alteță, dar... Lord Hereford? Alteță, dorința voastră este lege. Micul cercetător a fost condus într-o sală a palatului. Prințul Edward a concediat suita, lorzii, curtenii și pajii și acum se uită curios la ciudatul mosafir în picioarele goale, din ce în ce mai uimit de asemănarea dintre ei. Aceeași statură, același păr blond, aceiași ochi albaștri. Micuțul cercetător stă stingherit și nu îndrăznește să se așeze. Te-ai speriat tare? Ei, nu-i nimic, acum a trecut. Iar soldatul care te-a îmbrâncit o să-și aducă aminte toată viața cum m-am răstit la el. Grozav s-au mai mirat toți când măria voastră ați poruncit să mi se dea drumul în palat. Ba, unora mi se pare că nici nu le-a prea fost pe plac. Prostii, regele este tatăl meu și porunca mea e lege aici. Ia spune... Vrei să te ospătești cu ceva? Ai luat masa? De ieri seară n-am mai pus nicio fărămiță în gură. Știți, săr, când umbli să ceri de pomană, e greu să știi când o s-a pus să mănânci. Voi porunci să fii ospătat. Poruncă, înălțimea voastră. Spuneți-i bucătarului regal să trimit aici bucatele cele mai gustoase. Prea bine, înălțimea voastră. N-avea nicio teamă. Aici nimeni nu o să se atingă de tine. Ia loc. Cum te cheamă? Tom Kenty, sir. Stai jos. Și unde stai? Oh, stau departe de aici, măria ta. Stau în curtea cojilor aruncate la gunoi. Curtea cojilor aruncate la gunoi. Aud pentru prima dată de așa ceva. E lângă piața de pește. Știți unde e piața de pește, sir, nu? Ah, nu știu. N-am fost niciodată pe acolo. Dar părinți ai? Am și părinți și o baborniță de bunică pe deasupra. O bunicuță? Da, pe bunică, să vă spun drept, nu înghii deloc. De ce? Nu e destul de atentă cu tine? O vrăjitoare, nu alta. Se-mi bate și mă snopește în bătaie. Cum? Te bate? Oho, și încă destul de des. Voi porunci să fie închisă în turn pentru asta.
Nu uitați, sir, că ea nu-i decât un om de rând și turnul este o închisoare pentru oameni de vază. Da, păcat că nu poate fi închisă în turn. În sfârșit, o să găsim noi altceva. Masa e servită, înălțimea voastră. Bine, pune totul aici. Poți pleca. Ce de mai crăpelniță! Așa zic și eu. Poți să mănânci cât poftești. Adevărat? Mulțumesc, sir. Dar tatăl tău te iubește? Și el are mână grea. Nici tatăl meu nu e blând din fire. Nici mâna lui nu-i deloc ușoară. Însă pe mine nu mă atinge. Dar în ce privește ocările, ca să spun drept, nu-i prea zgârcit nici cu mine. În momentul de față, tatăl meu, regele, e foarte bolnav. Nici eu n-am voie să merg la el. Azi mai ales se simte rău de tot. Da, ia hai, povestește-mi despre curtea ta, curtea cujilor aruncate la gunoi. Ce să vă mai povestesc? O duci bine acolo? Sigur, bine, sir. Numai de-aș putea fi totdeauna sătul. Și asta, pe cinstea mea, nu se întâmplă prea des. Pentru că noi suntem oameni săraci. Cu cerșitul merge greu. De aceea spun că dacă aș fi sătul, aș duce-o bine. La noi vine păpușarul cu păpușile lui și mai vin și flașnetari cu maimuțe vii. Să te prăpădești de râs, nu alta. Nu mai spune. Și, hai, mai povestește. Iar uneori pică și comedianții, artiști ambulanți, în haine pestrițe cu bărbi de câlți și nasuri de ceară. Se bat și se omoară unul pe altul în ochii noștri, apoi se scoală și ne fac plecăciuni. Fac plecăciuni în fața voastră? E de bună seamă, doar primesc bani pentru asta, câte un farting de căciulă. Numai că, vă spun drept, uneori fartingul ăsta e tare greu de căpătat. Și voi băieții, ce faceți? Noi, băieții de pe stradă, ne batem și noi cu bețele. Asta mi-ar place și mie. Hai, spune mai departe. Apoi ne întrecem la goană, să vedem care-i mai iute de picior. Și asta mi-ar place, mai departe. Ne ascundem după butoaiele goale din piață și ne căutăm unul pe altul. După butoaiele goale? Da, sir. Și să vezi, vara, cât e ziulica de mare, ne bălăcim în apă. În apă? Da, ne stropim, ne tragem unul pe altul de picioare. De picioare? Ne tăvălim și ne îngropăm unul pe altul în nisip. În nisip? Înotăm, țipăm, ne zvârlim în apă. Cu capul în jos? Ca pești. Da, de ce vă mirați așa? Aș da jumătate din regatul tatălui meu ca să petrec și eu cu voi măcar o dată. Apoi mai dansăm și fugim cu picioarele goale prin băltoace. Dacă ați vedea noroiul de pe strada noastră, trebuie să fie minunat. Facem turte din el. Nu, zău, din noroi? Ce plăcut trebuie să fie. Da, s-au scântece. Ce cântece? Fel de fel, unele mai scurte, altele mai lungi. Cântăm un cântec de-al vostru. Da, sir. Nu, nu se poate. Dacă am să cânt, o să mă bage după zăbrele la răcoare. Aici nimeni nu o să se atingă de tine. Cânte, te rog. Vă spun că nu se poate. Ce vreți, pentru un fleac de cântec să intru la gros? Cântă, îți poruncesc. Aici nimeni nu o să cuteze să se atingă de tine. E, cuvântul tău de rege? Cântă. E bine, fie, am să cânt. Prin buzunar de suflă vânt. Nu pot. Am înțeles. Poftim, acompaniază-te. Prin buzunar de-ți suflă vântul și avere n-ai niciun pitac. Să nu-ți pierzi, frate, măi, curajul, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac,
Așa-i când omul e sărac, nu te întrista pentru orice fleac. Așa-i când omul e sărac, când burta rău îți flămânzește, să strângi cureaua la nădragi. Clondirul în straiță de-ți lipsește, o dușcă de apă tu să tragi. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Chiar dacă stăm flămânzi, măi frate, trăim pe unde apucăm. Noi nu putem fi sluci plecate și libertatea nu ne-o dăm. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Iar de cumva se nimerește, la ștream să fim trimiși de-a drept. Vom spune bine se trăiește cu rege bun și înțelept. Ce? Te vezi, știam eu că nu trebuia să cânt. Voi învăța numai decât acest cântec. Ce viață frumoasă duceți voi acolo. Ce n-aș da să mă joc și eu măcar o clipă cu voi. Să mă plimb cu picioarele goale în noroi, să mă bălăcesc cânta misa. Ia stai. Da, sir. Tu să-mi dai hainele tale și eu să ți le dau pe ale mele. Să ne jucăm de-a curtea cojilor aruncate la gunoi. Numai că de data aceasta eu voi fi băiatul zdrențuros, iar tu prințul Edward. Da. Nu-ți fie teamă, o să te învăț cum trebuie să te descurci cu hainele astea. Aș vrea măcar o clipă să fiu ca tine. Măcar o singură clipă. M-am plictisit de toate dantelele astea și de pantofii cu catarame de aur. Hai, ce mai stai? Scoate-ți mai repede zdrențele și îmbracă hainele mele. Da. Mai repede îți spun. Așa. Vezi că te-ai încălțat strâmb. Ce e? M-am înțepat în cataramă. Mă strânge. Stai, nu e bine. Dantela trebuie să se vadă. Așa. Hai la oglindă. Dacă m-ar vedea copiii din curtea noastră, ce s-ar mai minuna. Splendid. Ascultă, știi că dacă am ieșit amândoi pe stradă îmbrăcați la fel, nimeni n-ar putea spune care ești tu și care sunt eu. Asta chiar așa e. Semănăm ca două picături de apă. Și tu ai părul blond. Și dumneavoastră aveți ochi albaștri. Și vocea parcă e la fel. Dar nu e bine. Nu știi să porți o haină regească. Nu se stă așa. Pune o mână în șold, așa, și piciorul drept mai înainte și cu vârful mai în afară. Așa. Acum salută. Să zicem că a intrat un lord și te-a salutat. Răspunde-i. Să trăiți, domnule lord. Nu e bine. Nu știi să te comporți regește. Fă doar un semn din cap ușor, așa ca mine. Uite așa. Da. Așa e bine. Dar să știți că nici dumneavoastră, săr, nu știți să stați cum trebuie în fața oamenilor de seama mea. Doar acum sunteți cerșetor, nu prinț. Acum eu sunt prințul. A plecat scapul. Mult. Așa. Și salutați-mă până la pământ. Nu, stați să vă plec eu. Ei, gata, ajunge. Hai să ne schimbăm la loc. Da, sir. Da, ia stai. Ce-ai la mână? O vânătaie, că m-a apucat soldatul. Cum de-a îndrăsnit? Dacă m-ar fi lovit așa pe mine, l-aș fi spânzurat. Leacur, sir. Am pățit eu altele și mai și... Îl învăț eu minte pe acest nemernic. Ticălosul. Stai să vezi. Mă duc la el. Nu te mișca din loc până ce nu mă întorc. E ordinul meu. Netretnicul. Hei, straja să vie la mine! Ce-o fi cu zdrențărosul ăsta care aleargă pe scară?
Habar n-am. Hai după el. Paznici, veniți cu noi. Veniți cu noi. Alegardieri, unde e ticălosul, nemernicul care l-a lovit pe invitatul meu? Ascultă, străjer, tu ai fost? Ce? Dar cum îndrăznești, derbedeule? Așa-mi vorbești mie, fiul regelui tău? Ce-ați nebunit? Vă spânzuri pe toți! Ia ascultă, Haimana, ți s-a urât cu binele? Haimana? Sunt prințul Eduard! Nu mai spune! Afară! Ieși afară! Afară din palat, drânțărosul! De bedeule! Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Sunt prințul Eduard! Băiatul de scump mi-a furat hainele! Ce? Sunt prințul Eduard! Afară. Sunt prințul Eduard! Tom a rămas singur în sala palatului, stingherit în hainele de mătase și dantele. A rămas să privească uluit în jurul lui coloanele de marmură, oglinzile de cristal, draperiile, covoarele moi în care pasul se afundă. Aproape că nu îndrăznea să se miște, temându-se să nu se atingă de ceva. Dar iată că pe covor a găsit un obiect familiar lui, o nucă. Desigur, nuca se rostogolise din hainele lui pe când le îmbrăca prințul. Bucuros, Tom a început să caute cu ochii prin încăpere. Pe colțul unei mese de palisandru stătea sigilul regal. Tom l-a cântărit din ochi și l-a găsit bun pentru obișnuita lui îndeletnicire. L-a luat și, așezându-se pe covor, a început să spargă cu grijă nuca. Nici n-a băgat de seamă când ușa s-a deschis și lângă draperia de brocart a apărut un paj îmbrăcat în haine de mătase. Luându-l pe Tom drept prințul Eduard, pajul s-a înclinat până la pământ. Căciune, înălțimea voastră! Ai? Să trăiți, săr! Săr, vă rog, nu știți unde e? Unde e băiatul ăla care a fost aici adineauri? Mi-a spus să-l aștept și el nu se mai întoarce. Înălțimea voastră întreabă desigur de golanul acela de sculț. A fost azvârlit afară. Afară? Derbedeul acela, după ce s-a îndopat prin bunăvoința înălțimii voastre, a lovit sentinela în obraz. Și când l-au azvârlit pe poartă afară, se zbătea, dădea din picioare, mușca și striga în gura mare niște baliverne, că nici soldații nu puteau să-ți țină râsul. Striga? Ce striga? Zicea că înălțimea voastră i-ați furat îmbrăcămintea. Voi de mine! Chiar după ce l-au dat în brânci afară, el tot o ținea una și bună. Am să iau tava. Plecăciune, înălțimea voastră. Cum? Ce spune ăsta? Da. Și atunci cu mine cum rămâne? Ce mă fac? Sunt pierdut. Sunt pierdut. Tom a alergat spre o fereastră, a tras binișor draperia și a început să privească disperat afară, nădejduind că o să-l zărească pe adevăratul prinț. În timpul acesta, ușa s-a deschis fără zgomot și o fetiță cu bucle blonde, bogat îmbrăcată, a intrat util. S-a apropiat în vârful picioarelor de Tom și l-a sărutat pe neașteptate pe obraz. Voi de mine! Dar de ce v-ați speriat așa, prințe? Voi, sunt pierdut! Vă rog, nu mă sărutați, că nu sunt prințul! Voi, chemați-vă repede înapoi, trebuie să fie în stradă! Ce s-a întâmplat? Nu pricep nimic! Milord, sunt eu, Lady Jane, vara dumneavoastră! Uite, vă cad în genunchi, Lady! Nu înțelegeți? Eu nu sunt prințul. Sunt Tom Kenty din curtea coșilor aruncate la gunoi. Oh. Oameni buni,
Dați poruncă să mi se dea înapoi zdrențele mele să pot pleca de aici. Vai, 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 de bună seamă că or să mă spânzuri. Spălați-vă, milord, liniștiți-vă. Vai, Dumnezeule, a nebunit prințul, a nebunit. Am nebunit? Chiar că o să nebunesc. Dumnezeule, cum să scap eu de aici? Lordul St. John. Iertați-mă, prințe, dacă v-am tulburat liniștea, dar majestatea sa regele vă roagă să poftiți la dânsul. Fiți curajos. Majestatea sa vrea să-și ia rămas bun de la măria voastră. Medicii nu mai sunt în stare să-l ajute. Doar rugăciunile mai pot să-i ușureze suferințele. Tatăl meu nu e rege. E cerșetor ca și mine. Eu nu sunt prințul, ci Tom Kenty din curtea cojilor aruncate la gunoi. Înălțimea voastră, veniți-vă în fire. Ce fel de vorbe sunt astea? Vreau să merg acasă. Dați-mi drumul. Nu mă nenorociți. Salvați-mă. O să-i dau prințului hainele înapoi. Ce? O să-l dau. Ce spune înălțimea voastră? Vă rog, reveniți-vă. Lordul Hertford, regele moare. Prințe, grăbiți-vă să vă las rămas bun de la majestatea sa. Totodată, majestatea sa vă roagă să-mi dați marele sigiliu regal care v-a fost plăsat în păstrare. Regele, înainte de moarte, vrea să contrasemneze personal condamnarea ducelui de Norfolk. Dar n-am luat niciun sigiliu. Nenorocire între camințele. Am fost de față când vi s-a înmânat marele sigiliu. Nu știu nimic. Eu sunt Tom Kenty. Nu sunt prinț. Pe cuvântul meu de onoare. Și n-am luat niciun sigiliu. Prințe, veniți-vă în fire. Grăbiți-vă să vă împliniți cea din urmă datorie față de majestatea sa. Lăsați-mă! Nu datorez nimănui nimic. Prințe, spuneți-mi, unde e sigiliu? N-am luat niciun sigiliu. O nenorocire cumplită ne-a lovit țara. Majestatea sa, regele, a încetat din viață. Poporul îndurerat își plânge regele. Majestate, treceți la fereastră. Poporul fericit vrea să-și aclame regele. De ce nu mă credeți? Sunt un cerșetor, nu sunt regele! Ajutor! Ajutor! Amurgul se lasă peste oraș. Umbrele bătrânului pod al Londrei se întind peste apele împurpurate ale Tamisei. Tot furnicarul de lume care mișună în timpul zilei pe pod, mulțimea de meseriași, cerșetori și vagabonzi, strigătele, chemările, râsetele lor, se pierd încetul cu încetul odată cu venirea serii, lăsând loc doar cântecului vreunui barcagiu care își așteaptă clienții sau înjurăturilor vreunui bețiv pus pe gâlceavă. La capătul podului licăresc luminile hanului la pădurea verde. La ușa hanului, doi copii, un băiat și o fetiță, îmbrăcați în zdrențe, cerșesc cântând. Din zori în seară tot umbla, cânta, făcea tot ce voia, băiatul vesel Jack. Dar și-n el pacostea lovi, măicuța dragă de-i muri, în uliță se pomeni și sub un pod apoi dormi, băiatul vesel Jack. Ne dați, pomană să ne dați, o coajă, doar o coajă vrem. Flăm însă nu cădem, noi cât e ziua tot cerșim, umblăm, cântăm să nu pierim. Ne dați, pomană să ne dați, de ești flămând și rabzi mereu,
să ne înțelegi nu-ți vine greu. Pe lume a fost un vesel drag, un băiețel pe nume Jack, din zori în seară tot umbla. Nu vă mai arde a cânta. Pentru voi avem gârbace. Hai, veniți din calea mea. Lasă copiii, om, hai încerc. Veniți încoace, copii. Vagabunzi. Cap sec. Da, suntem vagabunzi. Și copiii noștri cerșetori. Asta e viața noastră. Am avut un pat și mi-au spus: poți dormi și pe jos. Am avut un cămin, mi l-au distrus. Încălzește-te la stele. Am avut copii, mi-au spus: parcă fără copii nu poți fi cerșetor. Și m-au băgat în dosul gratiilor. Iar când nu mi-a mai rămas decât viața, s-au înduioșat și mi-au spus: tot nu mai e nimic, mai bine să te spânzurăm. Spânzurăm? Pentru ei e un lucru de nimic. Mi-aduc aminte de bietul John. Aha, da. L-au agățat de o cracă pentru un purcel pe care nici nu-l văzuse. Au rămas de la el doi orfani. N-așteam pentru nimic. De Doamne și la barosan, în buzunar atâția bani cât are cel care la perești și pe la dor. Întreaga zi cerșim sub poduri strâși în negre loc, visăm o zi cu soare tot. Cântam adevărul și ei mi l-au scris cu fierul roșu pe spinare. Ca să nu-l uit niciodată. Cântați, prieteni, despre adevărul ăsta. Stăpânul meu, Hangiul, vă poruncește să vă cărați din fața localului nostru. Ascultă, nobile rândași, spune-i că nu suntem în vizită la ieșoare. Dacă îi tulburăm auzul atât de delicat, să-și bage câlț în urechi. La copete, noi noaptea stăm, plăgând la basamac, și până ziua ne-afumăm, și despre rege tot cântăm un cântec după plat. Un căluș l-a pus, când am vorbit nu pot, dar când poporul a spus ce-a spus, să-l mai oprești, nu-i chip s-a dus, nu-i chip s-a dat. No, vine gardianul. Hai, hai, fugiți de aici, drage. Vă mai arde a cânta. Pentru voi avem gârbace. Hai, feriți din calea mea. Vagabonzii s-au împrăștiat încet și gardianul a plecat plin de demnitate. În fața unei porți au ieșit să stea de vorbă tocilarul Miles și spăitorul Milton. Tu știi de ce vor să-l spânzure pe ducele de Norfolk? De gât. Lasă gluma. Ducele a fost un om de treabă. Atunci asta e pricina. Eh, ia. Pădur, o
Auzi, barcagiul Taylor. Cântecul lui cel nou. Ca să te înveselești, norocul îți vine când nu te gândești. Hai cântă cu mine, ca să te înveselești, norocul îți vine când nu te gândești. Hei, Miles, toți harurile! Hei, Taylor! Nu cumva ai nevoie iarăși de mine? Ce ți s-a spus la tribunal? Hei, Taylor, judecătorul a rupt cererea mea în bucăți și mi-a poruncit să mă duc la dracu. Curând se vede că voi fi și osortit să întind mâna după o coajă de pâine. Blestemații! Zia asta s-a ales din toată cererea pe care ți-am scris-o eu. Da. S-a dus naibii toată caligrafia. Taylor, tu le știi pe toate. Pentru ce vor să-l spânzure pe ducele de Norfolk? Încet. Hey. Încet dacă nu vrei să-i ții de urât. Se zice că n-ar fi pe placul curții. Aha. Fiindcă a luat apărarea oamenilor săraci. Sigur. El, ca judecător al regelui, avea datoria să apere interesele oamenilor de bază, nu pe ale celor sărmani. Ai înțeles? Vezi? Aici era buba. De bună seamă. Ei, vă las. Rămâneți cu bine! Mergi cu bine, Taylor! Cu bine! Cu mine, ca să te înveselești, norocul îți vine când nici tu nu te gândești. Hai, cântă cu mine, ca să te înveselești. Ce om vesel! Nu-și pierde niciodată firea. Da. Pe cine petrecă-i acolo cu așa alai? Hai, hai să vedem. Ia să vedem. Pe cine? Aici o comedie pe cinste. Cine vrea să-l vadă pe regele nostru? Hai, hai, veniți mai aproape să-i faceți cunoștință. Mă tem să nu peștelesc pe majestatea sa. Cum te cutezați? Voi porunci să fiți puși în lanț. Ce-o mai fi și cu paiața asta? Ia întrebați-l, oameni buni. Întrebați-l cine e. Lasă să spună cine e. Cine ești dumneata, voinice? Hai, tănețe sălată. Vă mai spun încă o dată. Sunt regele Eduard. A luat-o razna. Țineți-vă să nu cad pe jos de râs. Nu vrea să poruncească măria voastră slugilor să cumpere de la mine pește pentru bucătăria regală. Privește, privește, Tom. De bună seamă că s-a țignit dacă vorbește așa. O fi din pricina foamei. Ține, băiete, și mănâncă bucățica asta de pâine. Lasă-mă în pace, femeie proastă. Ce? Tare mai am eu nevoie de coaja ta de pâine nenorocită. Primește, domn, nu vezi, e pâine. Adevărat ca nebunie. Ia spune, majestate, ai fugit de la încoronare? În locul meu e încoronat un derbedeu din curtea cojilor aruncate la gunoi. L-au luat drept persoana mea. Atunci pe tine o să te încoronăm noi. Hai, suiți-l pe butoi. Lăsați copilul în pace. Se vede bine că e bolnav. Nu e în toate mințile. Și ce, dar nu-l batem. Să se mai distreze puțin poporul. Tot n-am văzut niciodată un rege viu. Ha, ha, ha. Pe butoi cu el! O mantie! Dați-i o mantie! Ce mantie poate fi mai potrivită decât rogojina? Dă oala aia de pământ să-l încoronești cu ea! Majestate, coroana! Regele Fufu întâi. Regele măscăricilor! Regele măscăricilor!
regilor! Tom, dă-te jos de pe butoi și vină cu noi. Te ducem noi acasă. Nu merg cu voi. Nu vă cunosc. Suntem noi, Tom. Noi suntem. Nu ne recunoști? Ce vă tot țineți de capul meu? Azi n-am bani să vă dau de pomană. Auziți? Azi n-are bani. În altă zi ne-ar fi aruncat un pum de bani de aur. Faceți-mi loc! Cine e? Hendon. Aici, Hendon, răzvrătitul. Nu-l fericesc pe ăla care intră în mâinile lui. Faceți-mi loc! Acest loc! Nu vă mai bateți soc de un copil bolnav. Nu vedeți că și-a pierdut mințile? O să poruncesc să-i spânzure pe toți. Ce bărge! Și tu, băieții, nu mai amenința. Fii rege dacă ți s-a năzărit, dar fără să ocărești lumea. O să pun să-i tai în bucăți. Fie-ți milă de noi, bunule rege. Nu strivi niște vierbi de nimic. Fie-ți milă de sclavii tăi și de nemângâiere cu un ghion. Binevoiește să ne scuipi cu bunătate regească. Dacă ești rege, șterge birurile și o să te cinstesc cu o scrumbie sărată. Ce-i gălăgia asta? Ați prins pe cineva? L-am prins pe rege de coadă, domnule gardian. Hei tu, neam de cerșetor, ia seama ce vorbești. Jur pe urechea mea stângă, pe care mi-a smuls-o judecătorul regal săptămâna trecută. Gardian, în numele regelui îți poruncesc să pui în lanțuri pe toți oamenii aceștia. Ia mai încet cățelele, al cui ești tu. Auzi, al cui ești derbedeule. Tatăl meu a murit, era regele vostru. Acum rege sunt eu. Ce spune blestematul? Uite-l pe tatălui, domnule. Va să zic că eu, tatălui, am murit, iar tu ești acum rege. Ia să vei încoace, păcătosule, să-ți rup urechile. Ori poate nu mai sunt eu John Kenty, părintele tău? Spunge-i mai bine limba, albinter. O să dai socoteală pentru el în fața legii. Nu-l mai recunoaște nici pe tatăl lui. O să răspunzi pentru el în fața legii. Tom, o să-ți dau una să-ți ceasă pe nas toate prostiile din cap. Dă-te jos de pe butoi, nerodule. Acasă nu-i bucățică de pâine și tu faci aici pe măscăriciu? Să nu îndrăznești să te atingi de mine cu mâinile tale murdare. Persoana mea este inviolabilă. Așa, atunci ține, da? Să nu lovești băiatul, auzi? Altfel ai de-a face cu mine. Ce te amenințe? Eu sunt tatăl lui. Oricine ai fi. Stanează-mă! Lasă copilul! Mi se pare că au de gând să facă iasul ștergheu. Dau capul cu prăjina asta! Prăjina? Ține! Să dai bună pace copilului. Și nu o să meargă cu tine. Altfel nu mai sunt o malță. Bine. O să ne răfuim noi. Să vedem noi care pe care. Hai să mergem și noi. Plecăciune, majestate. Rămâneți cu bine, majestate. Ești un om curajos. Îți dăruiesc titlul de per. Minunat! De cât așteptam eu asta? Deocamdată să mergem, sărmane, să mănânci ceva și să te culci. Unde mă duci? La hanul de peste drum. Unde? Oh, iertare, sire. Voiam să spun în apartamentele regale. Angiu, deschide! Deschide! Angiu, deschide!
la palat, curtea e din ce în ce mai uluită de purtarea tânărului rege. În sala de consiliu, lorzii s-au adunat la sfat. Nu mă recunoaște nici pe mine. Din ce îi spui, nimic nu-i bine. Pe mine m-a făcut măgar. Este nebun și nu-i de mirare că ne bagă pe toți la închisoare. Ce-i de făcut? Ce ne facem? Așa nu se mai poate. Și ce-a delirat noaptea cât a dormit. Dar medicii ce-au poruncit, cu învățătura să înceteze și să se trateze, să se trateze, nu? Bolnav, cum să-i cer sfatul? Cum să-și conducă regatul? Erfurt, pe cât se pare? Ăstuia îi convine, nu? Și cum încă? Taci, că închisoarea ne mănâncă. Lordul carcelar! Hai să ne ascundem după draperii, să-i scodim cam ce-o mai fi. Ascultați și luați aminte. Sub pedeapsă de moarte se interzice să se împrăștie zvonuri mincinoase despre închipuita boală a regelui. Ascultați și luați aminte. Ascultați și luați aminte! Lordul Hertford și Lordul St. John, închipuiți-vă că a uitat unde a ascuns marele sigiliu. Ce o să faceți cu condamnarea ducelui de Norfolk? Oh, totul e în ordine. O să aplicăm micul sigiliu. Lord Hereford, veți deveni un om bogat. Proprietățile ducelui de Norfolk care... Dar dacă tânărul rege nu va voi să întărească condamnarea? Îi voi spune că aceasta era voința regretatului său tată. Tot nu și-aduce el aminte de nimic. E nebun cu siguranță. E, dar e moștenitorul tronului. Așa că, bun ori nebun, el ne va conduce regatul. Fie și de 1000 de ori nebun, e rege. Și oricine va vorbi despre boala lui, înseamnă că atentează la pacea și ordinea regatului și va fi trimis la spânzărătoare. De altfel, lordul cancelar vestește peste tot această hotărâre. E, să mergem. Ne așteaptă camera lorzilor. Să mergem. E dimineață. Păzit de lorzi smeriți, Tom doarme în dormitorul regal, cufundat în puf și dantele, somn frământat de vise. Ar fi ora să trezim pe majestatea sa. Dar binișor, nu dintr-o dată. Lăsați-mă. Nu-mi luați, nu mă bate, tată. Ce-a spus? Ce-a spus, ce? Vă rog, lăsați-mă, nu-mi trebuie. Ce-a spus? Ce-a spus? A spus de două ori. Nu, parcă am auzit altceva. Ce e? Îmi vine să strănut. Țineți-vă pentru Dumnezeu. O să speriați pe majestatea sa. Dar ce să fac? Nu mai pot. Ce majestate? Ce căutați aici? Ce vreți de la mine? Ora e târzie. Nu dorește majestatea voastră să se scoale? Bine,
O să mă scol. Dar de ce sunteți atâția? Unul singur n-ajungea să mă trezesc? Regele vrea să se îmbrace. Cămașa regelui. Cămașa regală. Milord, dați-mi, vă rog, cămașa regală. Ați auzit, milord, cămașa regală. Poftiți, milord, cămașa regală. Cămașa regală. Cămașa regală. Cămașa regală. Poftiți, majestate, cămașa majestății voastre. Odată când s-au aprins căișorii la Iar Maroc, tot așa-și treceau oamenii gălețile cu apă din mână în mână. Plin de duh. Fermecător. Original. Înțeleg. Gluma asta va face înconjurul lumii. Și acum ce vreți? Lăsați-mă că mă îmbrac și singur. Unde... unde-mi sunt ciorapii? Milord, dați-mi ciorapii regelui. Ciorapii regali. Dați-mi, vă rog, milord, ciorapii majestății sale. Ați auzit, milord, ciorapii regali. Poftiți, milord, ciorapii regali. Oh, uitați-vă, milord. Oh, adevărat. Uitați-vă, milord. Oh, muzeu, uitați-vă, milord. Oh. Ce văd? O găurică. Cum? O gaură, ciorapul regal, la turn cu păstrătorul șef al ciorapilor regali. Ce s-a întâmplat? Majestate... Ce? O găurică? Asta se poate cârpi. Cârpi? Dar ce v-a apucat? Nimic, nimic, majestate. Rog să binevoiască majestatea voastră să primească să fie spălat cu această apă călduță. Să se spele pe tine. Bine. Și să se șteargă cu acest prosop tufos și parfumat. Și să se pieptene cu acest pieptăn minunat. N-aș fi crezut că e atât de greu să fii rege. N-ai pic de liniște de dimineață până seara. Micul dejun regal. Ce e asta? Micul dejun al majestății voastre. Ce? Toate astea pentru mine singur? Dar aici e mâncare pentru 20 de oameni. N-am să pot mânca singur toate astea. Și doar nu o să arunc la câini asemenea bunătăți. Ba chiar la câini, majestatea voastră. Și unde stau toți câinii ăștia? În târla regală de câini, majestate. Spuneți-mi, toți regii au atât de mulți câini? Toți, majestate. După cele mai noi date, toți regii, majestate. Din care? Din cei mari sau din cei mici? Din care? Da. Din care? Majestate, pentru un moment suntem în neputință de a vă răspunde. Dar camera lorzilor va studia această chestiune și o va aduce la cunoștința majestății voastre. Bine, bine. Dar spuneți-mi, pentru ce are nevoie regele de turma asta de câini? Pentru hăituială. Pentru vânătoare. Permiteți-mi, majestate, să vă servesc eu. Alegeți, vă rog, această bucățică bună. Îngăduiți, majestate. Permiteți. Majestate. Uf, cum de nu vă vine să și respirați în locul meu? Plin de duh. Fermecător. Original. Înțeleg. Gluma asta va face în conjurul lumii. Capete umplute cu paie. Lasă că le arăt eu. Milostiviți-vă, lorzii mei. Mă mănâncă grozav nasul. Nasul? Care sunt ceremoniile de urmat în asemenea cazuri? Dar vă rog repede cu răspunsul că nu mai pot răbda. Dacă vor cu tot din adinsul să fiu regele Edward, fie. Numai că o să le arăt eu maimuțoilor ăstora ce fel de rege sunt. Ei, lorzii mei. Majestate. Majestate, camera lorzilor va studia această chestiune
și o va aduce la cunoștința majestății voastre. Am obosit. Vreau să rămân singur. Lăsați-mă, vă rog. Poate mai aveți și alte treburi prin palat. Da, da. În sala rotundă se ține un sfat al dregătorilor însărcinați cu stabilirea dărilor. Foarte bine, duceți-vă la ei și ajutați-i să se descurce. Hai, plecați. Majestate. Lady Jane. Iar vine fata asta nesuferită. Bună dimineața, majestatea voastră. Bună. Cum o duceți cu sănătatea, milord? Merge. De ce sunteți atât de palid? Nu cumva vise urâte v-au tulburat odihna din noaptea asta? Noaptea asta am visat iar marocul din Cheapside. Noi copiii din curtea cojilor aruncate la gunoi se făcea că ne cățăram pe prăjina din mijlocul târgului. Când deodată prăjina s-a scufundat în pământ și noi cu ea. Pe urmă am visat alte trăznăi. Mâță vânătă, o spânzurătoare. Nu știți ce tâlcar putea avea toate astea? Nu știu. Ea ca zău, nici eu nu știu. Da, bunica mea tălmăcește orice vis. Visul cel mai bun, zice ea, e când visezi o vacă păscând într-o livadă. Asta înseamnă fericire. Numai că oamenii rare ori visează o vacă păscând în livadă. Aș putea spune chiar că niciodată. Da, tu, fetițo, ce ai visat? Eu? Am visat fluturi. Fluturi? Pah. Fluturi înseamnă griji. Da, și eu am visat fluturi. Asta este. Ia spune-mi, nu ți-e urât să trăiești în palatul ăsta? Da, dar unde oare aș putea trăi? Mie mi-e tare urât aici, fetițo. Dumneata, ce ești? Prințesă? Sărmanul. Sunt Jane, vara majestății voastre. Acum aud pentru prima oară. Da, ăla lung și slab, cu mutră de cocoșe, care face pe grozavul. Cine e? Lordul Hertford, poate? Ăla. Milord, e oare cu putință să fi uitat tot? Lordul Hertford e unchiul majestății voastre. Da? Va să zic că el e unchiul meu și dumneata ești vara mea. Da, milord. Bravo, frumoasă familie. Ce plictiseala dracului. Știți ce? Hai mai bine să ne jucăm de-a vața ascunsele. Nu cunosc jocul ăsta. Adevărat? Nu-i nimic, am să vă învăț. Dacă nu-i prea greu? Nu, deloc. Uitați-vă, eu stau aici de pildă cu spatele și număr până la 20. Dumneavoastră vă ascundeți unde doriți. Iar când am să spun 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutatul, strângeți pumnul și spuneți: bețigaș, bețigaș, să mă scap, să nu mă lași. Acela care o să-l atingă primul pe celălalt câștigă, iar cel care pierde rămâne să numere. Ați înțeles? Nu, milord. Proastă mai sunteți. Dar ce dracu învățați aici? Să dansăm. Hai să jucăm, poate așa o să pricepeți mai repede. Eu rămân să număr 1, 2, 3. Dar de ce nu vă ascundeți? Ascundeți-vă acolo, în spatele jilțului. Așa, număr 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat. 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat. Majestatea voastră s-a sculat. Sunt fericit să o salut pe majestatea voastră. Nu mă deranjați, vă rog. Nu vedeți că ne jucăm? 1, 2, 3, 4, pe cât se vede, e rău de tot. Majestate, documente de stat de mare semnătate care nu suferă amânare așteaptă iscălitura majestății voastre. Hai, dați-le mai repede, am să le iscălesc. Uitați-vă aici. Și mai unde? Aici. Dar ce sunt hârtiile astea? Asta de pildă ce e? E condamnarea la spânzurătoare a ducelui de Norfolk. La... spânzurătoare? Dar ce a făcut omul ăsta?
Acest om nemernic a cutezat să se ridice împotriva regelui, răposatul dumneavoastră tată. Cuvântările lui răzvrătite împrăștiau tulburare în popor. Trebuie spânzurat neapărat, majestatea voastră. Aș vrea mai înainte să stau de vorbă cu el. Dar starea sănătății majestății voastre... Unchiule! Medicii spun... Unchișorule, sunt sau nu sunt rege aici? Cum dorește majestatea voastră? Lordul Tezaurar. Lordul Tezaurar. Dorește majestatea voastră să asculte raportul de stat al tezaurului cu privire la cheltuielile Palatului Regal? Ai, mă rog. Să intre Lordul Tezaurar și toți lordii Palatului. Majestate! Începeți, milord. Tezaurul de stat comunic. Cheltuielile pentru întreținerea Palatului Regal și ale tuturor domeniilor au atins în ultimul semestru suma de 937.000 funți sterling, din care 936.000 funți nu sunt încă plătiți și nici nu pot fi plătiți în momentul de față din lipsă de fonduri. Constatându-se așadar că birurile adunate de la popor sunt neîndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor regale, Consiliul de Stat a făcut o nouă lege pentru așezarea de noi biruri pe populația țării. Cum? Ce ai spus? În câteva zile, legea va fi înfățișată majestății voastre pentru aprobare. Ușurel, ușurel! Mai întâi, de ce se cheltuiește aici atâta bănet? Cât slujitori avem la palat? 70 de grăjdari. 40 frecători de podele. 25 tapțeri și 60 de croitori. 60 de vânători și 50 hăitași. 50 la cotețul de păsări și 100 de pași. Total 525 de slujitori, majestatea voastră, fără a socoti mulți alții. E, păi dacă așa stă treaba, cum vreți să ne ajungem în sapă de lemn? Va trebui mai întâi de toate să ne mutăm într-o casă mai mică. Ar fi bine să fie cumpărată o căsuță peste drum de piața de pâine. Ce părere aveți? Și apoi, după câte am auzit, avem foarte mulți câini. Opriți unul mai mic și mai rău, iar pe ceilalți să-i vindeți. Și pentru prânz, pregătiți-mi ceva mai ieftin. Ce-mi place mai mult pe lume e supă de mazăre cu ceapă și pește afumat pe varză acră. Altceva mai aveți să-mi spuneți? Da, majestatea voastră. Atunci dați-i zor să terminăm mai repede cu poveștile astea plicticoase. Citesc, majestate. Răposatul rege a lăsat în testamentul său să se dea lordului Hertford titlul de duce, fiului său titlul de conte, iar fratelui său titlul de pair. Însă dat fiind că răposatul rege n-a acordat niciuna din persoanele pomenite moșii și domenii trebuitoare pentru susținerea unor titluri atât de înalte, Consiliul de Stat a socotit cu cale să-i acorde lordului Hertford un domeniu în valoare de 50.000 de funți sterling, iar fiului lordului Hertford un altul de 80.000 de funți sterling, mai adăugând la aceasta cu încuviințarea majestății voastre moșiile ducelui de Norfolk, care rămân slobode de stăpân după executarea trădătorului prin spânzurătoare. Asta e tot. Spuneți-mi, altcineva decât mine poate porunci spânzurarea ducelui de Norfolk? Nimeni, majestate. Numai voința înălțimii voastre e lege. Atunci, cineva dintre dumneavoastră să meargă repede la turn și să spui acolo care mi este voia. Ducele de Norfolk va rămâne în viață. Thank you.
Callahanul Pădurea Verde, în camera sărăcăcioasă în care Hendon l-a dus pe Edward după ce l-a scăpat din mâinile mulțimii. Un pat, o masă simplă și două lumânări care împrăștie o lumină tulbure. Nu-i așa că parcă am fi în apartamentele regale, nu? Ia spune, băiete. Așa. Ei, mă bucur că povestea asta s-a sfârșit cu bine. Acum vom colinda prin lumea amândoi până ni s-o râ. Iar dacă ne treme cu ăla care a vrut să te lovească, o să mai calci pe aici, o să-l dau în brânci afară cu toate drepturile lui de tată. De câte ori să-ți mai spun că tatăl meu a fost regele? Vagabondul de care vorbești este tatăl acelui coate goale pe care toată lumea îl ia acum drept regele Edward. De fapt, el e Tom Canty, iar regele Edward sunt eu. Bine, 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 bine. Liniștește-te. Te cred. Trebuie să nimeresc eu până la urmă la palat, să-l dau de gol pe nespălatul acela. Cum îndrăznește el să stea pe locul meu și să-mi conducă țara? Cu ce drept aștept condamnarea ducelui de Norfolk? Liniștește-te. Mai avem timp să ne gândim și mâine. Haide. Ce vrei? Ce-ți lipsește? Vreau să mă spăl. Numai atâta? Poți face tot ce vrei, ca la mama acasă. Te rog să nu te simți stânjenit. Se vor plăti toate. Și o să ne mai rămână bani destui să târguim o pereche de măgăruși și să avem ce mânca 2-3 zile până ajungem în ținutul meu. Haide! Haide ce? Ce vrei? Fii mai lămurit. Toarnă-mi apă și vorbește mai puțin. E, asta e bună. Să-ți toarn. Prosopul. Nu-l vezi? E la nasul tău. Prosopul! Fie. Poftițire. Am obosit. Dezbracă-mă. Ce tot spui acolo? Mișcă-te. Ți-am poruncit să mă dezbraci. Vreau să mă bag în pat. Tu o să dormi pe jos, la ușă, ca să-mi păzești somnul. Pe cinstea mea, e prima dată când întâlnesc un voinic așa de năzuros. La urmă ori, n-am dreptul să mă supăr pe tine, fiindcă ești bolnav. Dar să știi că Miles Hendon n-a slujit niciodată la nimeni. Miles Hendon a fost întotdeauna un om slobot. Dar de tine mi-e milă. Ce faci? Vrei să stai jos în prezența regelui? În curând o să fim în ținutul meu și poate acolo, în aer liber, o să-ți iasă toți gărgăunii ăștia din cap. Trebuie să-mi spui majestatea voastră. Bine, bine. Ești slujitorul meu, deși ți-am dat titlul de per. Când voi fi la palat, te voi face duce și sfetnic. Mulțumesc. Mai bine rămân ce am fost. Rangurile nu-s de mine. Odihniți-vă, majestatea voastră. Iar eu... deocamdată am să cărpesc toaleta asta scumpă pe care abia să mai țin peticile. Au fost cândva de mult plecați departe la război trei frați în focul luptelor. În seri târzii, cu ochii storși, îi aștepta să-i vadă întorși măicuța-n pridvor. Lord Hertford, trebuie să-l osândiți, să-l osândiți, Lord Hertford. Sărmanul, Lord Hertford. Nici în somn nu lasă treburile statului. Dă-mi de băut apă.
Unde sunt? Ce-i cu mine? Poftim. Ah, tu ești Handel. Ai vrut să bei? Uite apă. Bea o înghițitură în fața mea, să văd eu. De ce? Mi-e sete. Trebuie să guști în fața mea tot ce-mi dai să beau sau să mănânc. Da? E bine. Hai să beau. Așa. Acum dă-mi și mie. Prevederea nu strică. Apa putea să fie otrăvită. Pe cât se pare, flăcăule, ai nebunit de-a binele. E cum mi-ar putea trece prin minte să te otrăvesc? Dumneavoastră uitați mereu, milord, în fața cui stați. În sfârșit, de data asta te iert. Învelește-mă cu pătura. A, bine, bine, bine. Așa. Nu uita să-mi scoți mâine îmbrăcămintea nouă. Știi unde stă croitorul regal? Spune-i din partea mea că regele sunt eu. Că eu în curând iarăși regele sunt eu. Cum să nu știu unde stă croitorul regal? După colț la dreapta, a treia casă la stânga. Bietul băiat. John Kenty, tatălui Tom, n-a uitat răzbunarea promisă lui Hendon și a găsit prilejul potrivit. Un necunoscut a fost găsit mort, otrăvit. John Kenty a alergat la șeful poliției și l-a denunțat pe Miles Hendon ca făptaș al crimei. Domnule șerif, el l-a otrăvit. Atunci ce mai? Să-l umflăm. Dar e sigur? Sigur. L-am văzut fugind pe stradă cu o mână în buzunar. Dar ce avea în buzunar? De bună seamă, sticluța cu o trapă. Atunci ce mai? Îl umflăm. Dar ce dovezi aduci la mărturia asta? E înalt de statură și surtucul lui destul de sărăcăcios. Atunci el este. Unde stă? La hanul Pădurea Verde. Are spadă? Pă, e înarmat în lege. Vai de mine, atunci nu el. Ele! Bis, ghicitoarea tuciurie, înainte de a fi fost prăjită la foc încet pentru vrăjitorie, după cum spune legea, mi-a ghicit în tocmai. Ce anume? Că un necunoscut va fi otrăvit de un om cu surtucul găurit și care poartă barbă și mustăți. Atunci ele. Bun, îl umflăm. Dar dacă sar la bătaie, ce zici, gardian? Bun înțeles, noi nu o să lațâțăm. Da, să fim cu băgare de seamă. Dacă are obicei să înțepe cu spada în burtă, să-l umflăm, dar cu prevedere. Cu el mai e la han și un băiețaș. Băiețașul n-are nicio vină. O să-l iau cu mine. Vedem noi. Mai întâi îi umflăm pe amândoi ca să-i descoasem. Tata, că vă spun că băiatul n-are niciun amestec. Face numai pe prostul. Pe cine? Pe prostul. Numai că pe tine prostul nu te-a întrebat nimeni. Să mergem la han. Să mergem. De dimineață. În ușa hanului Pădurea Verde trebăluiește servitorul. Lângă butoaie, cei doi copii cercetori, băiatul și fetița, tremură de frig în așteptarea soarelui. Bă, ce frig e! Lasă, curând o să iasă soarele și ai să te încălzești. E tare frig! Ai scăpat ușor? Povestește cum s-a întâmplat. Ah, da, am prins porumbelul și l-am dus acasă. N-aveam de unde să știu al cui e. Dar a venit un om la mine și mi-a spus: ai furat porumbelul. Nu l-am furat, am spus. Dacă e al dumneavoastră, luați-l. Dar nu m-a crezut și m-a dus la închisoare. Mi-era frică să nu mă spânzure. Vai,
Noroc că tânărul rege a poruncit să se elibereze toți cercetorii, vagabonzii și hoții care au furat de nevoie. Așa că mi-au dat drumul și mie odată cu ceilalți. Se spune că regele a nebunit. De bună seamă. Ia spune, pe Tom l-ai mai văzut? Ce-o fi cu el? L-a luat un om bun. Da? Ții minte cum cânta Tom cu noi cântecul nostru? Pe lume a fost un vesel om bun. N-ai cumva o bucățică de pâine? Hai, care-te de aici, cerșetorule. Ei, băieți, da, vă rog. De unde aș putea cumpăra o pereche de măgari? Din piață. Nu-i departe. Treceți două străzi, coborâți și nimeriți chiar în piață. Îți mulțumesc pentru sfat, prietenul. Cum o să răsară soarele, mergem în piață. Nici când. Ieri în casa lui Sam a fost otrăvit un om. Cine l-a otrăvit? Nu se știe. Poliția caută ucigașul peste tot. Ia uite, ia uite, vine șeriful. E și John Kennedy cu el, tatăl lui Tom. Taverna asta locuiesc. E, ascultă, băiete. Da, mă rog. N-au tras aici doi oameni? Cine anume, să? Avem mulți oameni aici. Un om cu surtucul găurit și cu un băiat în zdrențe. A, un băiat și un bărbat în toată firea încins cu spadă. A, cu spadă? Cheamă-l. Am venit cu el. Da, nu e aici. E, ia ascultă, nătângule, e sau nu e? E și nu e. Da, Tom? Da, s-a dus să cumpere niște măgari. Dar băiatul e aici, da. Pe semne că mai doarme încă. Ha, ha, băiatul e aici? Păi mă duc să-l scol. Ha, ha. Adică treci tu înainte. Marș, da. Hai cu mine, John Kennedy. Da. Și tu, gardian, să nu te miști de aici. Am înțeles. Să plecăm de aici. Nu, nu, să stăm să vedem cum o să se termine toate astea. Ce înseamnă asta? Lăsați-mă. Uite, se întorc. Ce e asta? Întoarce-te la tatăl tău, Tom. Întoarce-te la bunul tău tată. Au, lasă-mă. Nu ești tatăl meu. Lasă-mă. Privește, privește, Miles? Tom. Unde ești? Adevărat? Miles? Adevărat, unde ți-e protectorul meu, merdicule? Miles! Miles! Aici! Miles! Aici sunt! Miles! Aici! Mai ce? Băiete, acesta e omul care s-a dus să cumpere măgari? Da, el e. El e? Da. Să-l umflăm. Aruncă spada. Ești arestat. Pentru ce? Așa e, pentru ce? Mai întreb pentru ce? Ai otrăvit un om. Minciună. N-am otrăvit pe nimeni. Cuvânt de rege că n-a otrăvit pe nimeni. Ieri, în casa lui Sam. Așa e, ieri în casa lui Sam. Minți! Astea sunt calomnii ca să mi se ia servitorul. O să dați socoteală. Miles! În numele regelui îți poruncesc să scoți spada. Taci, nu mai turna gaz peste foc. Chiar așa și e, gardian, umflă-i. Tom, câine zmintit. Ai văzut? În loc să-l asculți pe bunul tău tată, te-ai luat după nemernicul ăsta. Și acum, dacă nu mă lasă să te iau cu mine, ai să nimerești la închisoare. Prostule, cum îți închipui că regele va sta la închisoare? Da. Umflă-i în numele regelui. Cum îndrăsnești să vorbești în numele meu? Am să te dau afară. Am să dovedesc cine sunt eu, ticăloșilor, și o să plătiți scump. Nu mă atinge! Nu pune mâna pe persoana mea sacră! Nu mă atinge! Nu mă atinge! În biblioteca palatului, primul lord, ținându-l de chică pe pajul Humphrey, îl croiește cu nuiaua. Pajul țipă în timp ce lordul îl lovește netulburat. 1, 2, 3. Să te silești, strova bine s-o citești. Și când stai să nu greșești, tot așa când s-o cotești. Majestate. Ce înseamnă asta? Pentru ce bateți băiatul? Pentru greșeli de ortografie, majestatea voastră. Care greșeli? Greșelile majestății voastre. Nu pricep. Majestatea voastră, amintiți-vă. Dimineața, în ajunul morții regelui, ați făcut în dictarea din limba germană 52 de greșeli. Eu? Da, majestate. Majestatea voastră n-a fost pedepsit atunci din pricina doliului. Însă acum... 1, 2, 3. Să te silești, slova bine s-o citești. Și când scrii să nu greșești, tot așa când s-o potești. De bună seamă, dumneata nu ești tocmai sănătos la minte. Lasă băiatul și pleacă imediat de aici. Da, majestate. Ce-i cu dumneata?
N-auzi bine? Am plecat. Majestate. Scoală-te, băiatule. Cine ești tu? Nu vă amintiți de mine? Sunt pajul care e bătut totdeauna în locul majestății voastre. Ce ai spus? Pajul care e bătut în locul meu? Da, majestate. Sunt Humphrey, pajul care primește bătăile. Sunt znopit pentru toate greșelile pe care majestatea voastră le faceți când vă pregătiți prost lecțiile. Cu cât învățați mai prost, cu atât mă deznoadă mai tare. Tot nu înțeleg. La ce folosește să fii bătut pentru greșelile altora? Ori eu m-am scrântit de-a binelea, ori voi toți de aici ați înnebunit. Care e vina ta? Eu n-am nicio vină. Dar profesorul nu poate să bată persoana majestății voastre, care este inviolabilă, și atunci pentru toate greșelile majestății voastre mă cotonogește pe mine. Oh, ce nerușinare! Asta nu o să se mai întâmple. Oh, nu, să nu faceți una ca asta, majestate. He, bravo! Ție îți place să fii bătut așa de florile mărului? Nu, majestate. Mă bate măzvântă, da. Din asta trăiesc. Pentru asta primesc leafă. Și dacă nu o să mă mai bat, atunci o să mă dea afară în stradă, iar mama și sora mea, bietele de ele, vor muri de foame. Liniștește-te. Vei rămâne mai departe în slujbă, dar cu o altă însărcinare. Mulțumesc, majestate. Mulțumesc. Bine. Vrei să fim prieteni? Vai, majestatea voastră, cum să îndrăznesc? Nu sunt majestatea mea. Oh. Sunt un băiat ca și tine. Cum? Bine, majestatea voastră. Hai, du-te. Mă duc, majestatea voastră. Majestate. Și ăsta mă crede nebun. Prin buzună de țuvântul șavele n-ai niciun pitac. Să nu-ți pierzi, frate, măi, curajul, așa-i când omul e sărac. Sala cea mare a palatului, câțiva pași cocoțați pe scări, scot draperiile de catifea de la ferestre. Lordul Hertford intră și privește uimit această manevră neobișnuită. Hey, pentru ce scoateți perderele? Din porunca regelui, milord. Unde e majordomul Curții? Chemați aici pe majordomul Curții. Majordom, pentru ce se scot perderele? Lord Hertford, ce putem face? Majestatea sa a poruncit să se scoată aceste perdere și să fie vândute la Iarmaroc, ca să se poată plăti datoriile răposatului rege. Mi-a spus, mâine e zi de sărbătoare și o să putem lua bani buni pe ele. Mi se pare că în curând o să nebunesc și eu. Nu știu unde o să ajungem. Majestatea sa umblă prin bucătărie, își bagă nasul în crătiți. Uitați-vă în ce cârpe ne obligă să ne îmbrăcăm. Ce-a ajuns palatul? Dacă răposatul rege ar ști ce se întâmplă aici, s-ar întoarce în mormânt. Cred că majestatea sa, răposatul rege, a și obosit întorcându-se de pe o parte pe alta. Bună ziua, Lord Hertford. Ce-i cu dumneavoastră, Lord St. John? Oh, nu mă mai întrebați. Vin de la Iarmaroc. Ce ați făcut acolo? Am fost de-am vândut câine regelui. Oh. Echipuiți-vă că am luat pune parale. Regele o să fie mulțumit. Lord St. John, dumneavoastră, cu rangul dumneavoastră, ați fost la Iarmaroc și ați vândut câini? Da. Am vândut câini. Și nu vă e rușine? De ce? Din moment ce majestatea sa m-a însărcinat cu această treabă. Unde e regele? Majestatea sa se joacă cu Lady Jane, un fel de joc al golanilor de pe stradă. Iată, fetiță, nu mai e nici ea de recunoscut. Mi se pare însă că Lord St. John nu e deloc alarmat. Lozii mei,
De bună seamă, boala regelui mă mâhnește ca și pe dumneavoastră. Obiceiurile noi de care vorbiți, mesele de post și celelalte, sunt lucruri neplăcute. Dar eu mărturisesc că am început să mă obișnuiesc. Oh. Da, da, în ultima vreme am și scăzut din greutate, ceea ce e foarte folositor pentru sănătate. Auziți, a și început să slăvească. Apoi tot ce se întâmplă e foarte amuzant. Nici în închipuire nu v-aș fi putut vedea pe toți într-o situație așa de caragioasă. Țineți minte ce vă spun. Peste câteva zile o să bateți iar maroacele ca să răscumpărați toți câinii. Ce? Medicii majestății sale regelui au stabilit că boala e fără leac. În consecință, conducerea statului va trece în seama tutorelui, adică a mea, și în seama dumneavoastră, adică a camerii lorzilor. Și nu putem admite ca un nebun... Psst, regele! Majestate! Ați scos perderele? Foarte bine! Unchiule, să le duceți în piață și să vă străduiți să nu le dați în pierdere. Cel mai bine ar fi să vă sfătuiți cu Hugo Peters, negustorul din gura pieții. N-o să vă lase să plecați fără un sfat bun. Și acum plecați, m-am plictisit să tot vorbesc atâta. Majestate, mă îndoiesc, Lord Hereford, că o să vă reușească vânzarea draperiilor cum mi-a reușit mie cu câinii. La târg trebuie să știi să te tocmești. Ei! Majestate! Ați vândut câinii? Toți, majestate. Iată banii. Da, pe ăla mic și rău l-ați păstrat? Nici n-aș putea să-l vând. Cum mă apropii de el, Hatz mă apucă de picior. Bine, bine, plecați. Majestate! Și trimite-l la mine pe... Cum îi zice? Ăla... Ăla care conduce banii aici la voi. Aha, tezaurarul. Abia mi-am adus aminte. Prea bine, majestatea voastră. Majestate. 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 Cât m-am săturat de toate astea. Niciodată n-am bănuit că sunt atâția lorzi. Acum înțeleg de ce trebuia să cer de pomană. Pe lume a fost un vesel drac, un băiețel pe nume Jack. Oare n-am să mai ies niciodată din toată comedia asta? Lordul Tezaurar! Majestatea voastră a binevoit să mă cheme? Da, am binevoit. Am poruncit să fie șterse toate birurile puse pe cei săraci. De ce nu se duc la îndeplinire toate poruncile mele? Majestate, Lordul Cancelar și Lordul Hereford au intervenit la camera lorzilor pentru anularea acestui ordin. De ce? Pentru că aceste biruri sunt singurul izvor de venituri al Palatului Regal. Ce înseamnă asta? Oare eu n-am dreptul să poruncesc? Camera lorzilor are putere să vă roage să anulați hotărârea. Bine, plecați. Am să vorbesc eu însumi cu ei. Ce se aude? Ce se petrece în stradă? De ce strigă mulțimea? Majestate! Din ordinul regelui, aflați de ce strigă mulțimea. Prea bine, majestate. Ce e cu voi? Majestate, ducem la închisoare pe acest derbedeu. A otrăvit un om. Vina lui e dovedită? Este, majestate. Majestate, nu sunt vinovat. Și vina mea nu-i dovedită. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Rog să fie salvată viața copilului nebun pe care soldații îl țin afară. Și voi merge împăcat la moarte. Ce pedeapsă vi s-a dat? Suntem osândiți să fim arși de vii. Lorzilor, e cu putință să fie cineva osândit la o moarte atât de crudă? Așa cere legea, majestate, când e vorba despre otrăvitori. În alte țări sunt fiert în ulei clocotit și nu așa deodată. Coborâți încetul cu încetul, cu o frânghie. Întâi picioarele... Ajunge, apoi... milord!
Nu mai pot să rapt. Dați ordin să fie anulată această lege. Omule, spui că n-ai nicio vină. Dezvinovățește-te. Majestate, pot să dovedesc că în ceasul acela eram în altă parte și salvam din mâinile unui vagabond cruce beat un copil nenorocit. El ar putea să-mi fie singurul martor, dar e condamnat împreună cu mine. Minte, majestate, vinovăția e dovedită. O ghicitoare a prins de multă vreme că... Ajunge! Dați drumul acestui om și aduceți pe băiat la mine. La dumneavoastră, majestatea voastră. He, aduceți băiatul! În sfârșit sunt iarăși la mine, în palatul meu. Derbedeule, cum îndrăznești să stai pe tronul meu? Nu tu, ci eu sunt regele Eduard. Nu luați în seamă, majestate, e bolnav rău. Taci, nătărăule, am să-ți retrag titlul de duce. Lord Hertford, poruncește pasnicilor să-mi dea drumul. Sub pedeapsă de moarte, interzic să se atingă cineva de el. El e regele vostru. El e regele cel adevărat. Ce bine că te-am găsit, majestate. Hotărâsere tot că eu sunt tu și nu voiau să mai audă de nimic. Treci repede la locul tău. M-am plictisit grozav de toată comedia asta. Nu voia nimeni să mă creadă că eu sunt adevăratul rege. Soldați! Jos mâinile de pe mine, soldați! Sunt nebune amândoi. Înapoi, golan, strânțăros. Țineți-l bine! Chemați doctorii! Rege, aiurează! Unchiule, nu mă mai recunoști? Sunt regele și cer supunere tuturor. Uitați-vă, uitați-vă, milord, cum seamănă acest coate goale cu regele nostru. Mi se pare că visez. Dovedește-le, majestate, că tu ești regele. Le voi dovedi. Lord Hertford, țineți minte ce v-a spus răposatul meu tată când sărbătoream ziua mea de naștere la 10 ianuarie, când eram toți trei în dormitorul lui? Spune, majestate, spune! A spus, Lord Hertford, vă voi dărui titlul de duce dacă îl vom spânzura pe ducele de Norfolk. De unde știe toate astea? Minte, minte! Majestate, nu vă aduceți aminte de cele spuse de rege? De unde vrei să știu? La 10 ianuarie mergeam pe jos la Chipside și îmi degerau urechile. Dacă e într-adevăr rege, să spună acest băiat unde e sigiliul regal pe care îl căutăm de atâta vreme. Acest băiat, Lord Hertford, ați uitat regulile etichetei. Da. Știu unde e și sigiliu. Lord St. John, duceți-vă în cabinetul meu. În ungherul din stânga veți găsi în perete un cui de aramă. Apăsați-l. Se va deschide un dulăpior în perete. Acolo veți găsi marele sigiliu. Hai, ce mai stați? Ascultați porunca regelui. Nu-i niciun sigiliu acolo. Zburliți-l în stradă. Cine se va atinge de el va plăti cu viața. Lord St. John, ați căutat bine? Majestate. Sigiliul nu putea să dispară. Eu însumi l-am pus acolo. Dar iastă-ți, majestate, cum arată sigiliul ăsta? Mare, rotund, greu, roșu la culoare și cu un cerc de aur împrejur, da? Da, da. De... Acum știu care e marele sigiliu de stat pentru care s-a făcut atâta zarvă. Dar nu trebuia să-l căutați acolo. Hai, gândește-te bine și să-ți amintești unde l-ai lăsat. A fost cel din urmă, cel mai din urmă lucru pe care l-ai făcut în ziua aceea, înainte de a fugi din palat. Îmi amintesc tot ce s-a întâmplat în ziua aceea, dar de sigiliu nu pot să-mi amintesc. Lorzii mei, doar nu o să-l lăsați fără tron pe regele vostru numai fiindcă nu-și amintește unde e sigiliu.
Și așteaptă. Cauza încă nu e pierdută. Urmărește fiecare cuvânt al meu. Am să-ți amintesc pas cu pas ce s-a întâmplat în ziua aceea. Stăteam de vorbă. Îți povesteam despre bunica, despre curtea cojilor aruncate la gunoi. Îți amintești? Da. Bun. Apoi ne-am schimbat îmbrăcămintea și ne-am uitat în oglindă. Am văzut ce mult semănăm. Pe urmă, tu te-ai dus să pedepsești pe sentinela care-mi făcuse vânătaia de pe mână. Înainte de a pleca, ai luat, cum îi spune, marele sigiliu și, căutând un loc unde să-l ascunzi, ai dat cu ochii de... Stai! Stai! Ajunge! Lord St. John! În cabinetul meu, pe scrinul spaniol în spatele cărților, ai să găsești sigiliul! Adevărat! Adevărat! Hai, repede, Lord St. John! Ce să fac, loc, Herford? Du-te, du-te și caută! Dar cum de-ai ținut minte unde ascunsesem sigiliul? N-a fost greu. Deseori am avut de lucru cu el. Ai avut de lucru cu el? Da. Dar ce făceai cu marele sigiliu? Spărgeam nuci cu el. Majestate, majestate, iată sigiliul. Sigiliul. În sfârșit, iată-mă liber. Nu mai sunt trege. Sunt iarăși Tom Kenty din curtea cojilor aruncate la gunoi. Majestate, majestate, majestate. Dar cum ați nimerit în stradă? Plecasem, așa cum mă vedeți, spre porțile palatului. Sentinela nu m-a recunoscut și m-a zvârlit afară. Până acum n-am izbutit să mă întorc la palat. Și cercetorul a fost rege. Oh, ce grozăbie. Bine că n-am apucat să ștergem birurile. Și n-am drăsnit să șteargă birurile. Eu, majestate, mai bine mulțumește-mi decât să țip la mine. Imediat să se pună din nou toate dările. Ah, înțelept. Aș putea oare să trăiesc fără bani? Nu, majestate, nu. Hotărăsc pentru mâine un mare bal regal. Lord St. John, poruncesc pentru mâine la amiază o mare vânătoare cu câini. Nu e cu putință, majestatea voastră. Nu mai avem câini. Milord, nu vă înțeleg. Ce vreți să spuneți? Majestate, vrea să spună că a vândut la bâlci toți câinii regali. Nu e adevărat. A păstrat unul, ăla mic și rău. Vreau să-mi îmbrac hainele mele și să fiu iar cine am fost. Să fie dezbrăcat acest nemernic și să fie închis în turn. Hei, unchiule, unchiule, turnul e o închisoare pentru oameni de vază, nu pentru cerșetori. Să nu vă atingeți de el. Va rămâne mai departe la palat. Duce Hendon, Tom Kenty va fi servitorul dumitale. Majestate, m-am obișnuit să trăiesc fără servitori. Va trebui, duce, să vă schimbați vechile obiceiuri. Nici eu nu mai rămân aici, majestate. M-au plictisit atâtea ceremonii fără rost și toate mutrele astea. Ce-a spus? A spus că sunteți o mutră. O glumă proastă. Acum gluma asta proastă va face în conjurul lumii. Îmi place, băiețașule. Ești curajos. Vom pleca de aici împreună. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Hendon, și tu vrei să mă părăsești? Sunt un om liber, majestate. Miles Hendon n-a slujit niciodată nimănui. Îngăduiți-mi ca împreună cu acest băițaș să părăsesc palatul. Ciudat lucru. Mulți și-ar dori fericirea de a trăi lângă mine. Oare acolo, în libertate, puteți să mâncați, să vă îmbrăcați și să petreceți cum ați face aici? De ce aș rămâne, majestate? Ca să am în față în fiecare zi pe acest lingău care parcă ar fi înghițit un băț? Sau pe ăsta care seamănă cu un cocoș? Sau pe mâncăul ăsta? De fedeule, coate goale! Nu, mai bine plec. Tu rămâi și șezi pe tronul ăsta înconjurat de sfetnici, trândav și șireți ca niște vulpi. Ce-i asta? Cântăteilor al nostru sire.
L-auzi? E cântecul lui. Să mergem la dânsul. Sunt oameni săraci, dar cinstiți. Să mergem. Ce-i cântecul acesta? Cine l-a născocit? Poporul sire. Să scriu o poveste așa cum mi-a povestit-o cineva care o auzise de la tatăl său, care de asemenea o auzise de la părintele său, astfel încât urcând din generație în generație timp de mai bine de 300 de ani, părinții au împărtășit-o copiilor și au păstrat-o neatinsă. Se poate să fie adevărată, după cum poate fi numai o poveste. Totul poate că s-a întâmplat, sau poate că nu, dar hotărât este că s-ar fi putut întâmpla.